Nu e vorba de niciun fel de, cum să zic, calcul obscur, este vorba de date la vedere care arată clar că importurile de gaze naturale în România au crescut. Deci ne confruntăm cu o tendință dublă, pe de o parte o diminuare a producției autohtone de gaze naturale, pe de altă parte o creștere a importurilor. Firesc că în această ecuație simplă, rezultă că ponderea importurilor a crescut semnificativ. Mai grav de atât este faptul că nu se întrevede o răsturnare a tendinței, ci dacă vom persista prin această politică obsesivă de a pedepsi, de a penaliza producătorul autohton de gaze naturale, în același timp însă căutând să susținem, să subvenționăm consumatorul de gaze și chiar să creăm capacități noi de gaze, de consum de gaze naturale, sensul este unul singur, și anume către creșterea importurilor.